Da, o deosebită plăcere de câte ori l-avem pe domn doctor, astăzi din nou alături de noi. Bună dimineața, domn doctor, și bine ați venit! Bine v-am găsit! De obicei, înainte de Paști, mă chemați să vă spun ce se mănâncă. Mielul, cu mielul, cu... Da, da, spuneți la Dragoș dacă, dacă ce-a citit e corect. De scarpi asta, de... n-am auzit, domn doctor. Este o boală, a oilor, a ovinelor. Infecțioasă, dar mai ales pentru între animale, știi? Am înțeles. Deci când taie oaia, se uită, caută ficatul și știi, organele interne și așa e bine. Și mielul când îl taie, se uită întotdeauna. Dar e periculoasă pentru om, nu, doctor? Nu. Deci este o boală... Poți să devină, să știi că... Am înțeles. Schimbările astea sunt chestii care apar, știi? Sunt zoonozele astea care poate să... Eu știu ce mai poate fi. Da. A apărut și boala lui Calache acum. Plin de boală. Dar, domn doctor, știți ce? Nu, n-am înțeles. Acum, dumneavoastră, poate ne puteți lămuri mai în glumă, mai în serios. Nu există un tratament care să, sau vreo pastile pe care să le ia politicienii înainte de a avea probleme? Că brusc se îmbolnăvesc dintr-o dată toți. Da, da, da. Eu nu prea discut politică. Dacă păi nu, dar e... Facebook nu pun, știi? Da, am văzut, dar... Pe Messenger îți trimit. Da, acolo. Dar în rest, da, ar fi bine. Nu, dar da. Interesant. Și nu doar aici, că tot a fost ziua mondială, la nivel mondial. Adevărul este că dacă pe vremea lui Ceaușescu prezervativele nu erau găurite, erau mai puțin politicieni acum, știi? Corect. Fiindcă erau găurite, asta e. Da, da, acum, am înțeles. Dacă pe vremea asta... Acum, dar domn doctor, nu e curios așa cum te ia repede dintr-o dată? Da, păi și eu am probleme cu coloana, deci, știi? Da. Am și eu. Mi s-a întâmplat și mie chestii de astea, știi? Dar nu în, dar în momentele în care... Îmi durea spatele, am înțeles. Îmi durea spatele, nu, și... Dar zis, astea apar așa brusc și după aceea dacă te duci... Te la o nuntă dansezi. La o nuntă îți trece. Bă, dacă te miști, îți trece. Da, și medicul recomandă mișcare. Dar cum să și târnă coptii cu ale lui, ăla, cu masaje. Pe cum? Ai făcut un masaj cu mâna tinerică și te-ai vindecat, știi? Da. Domn doctor, cum la acest nivel, 2019, unde a ajuns medicina la nivel mondial și cât de mult a trecut sau, că ați văzut, există metodele alternative? La ora asta, deci a fost, știți, ieri a fost Ziua Mondială a Sănătății, care se sărbătorește din 1950. Eu am sărbătorit din 1983, de când am terminat. Și pe vremuri aveam zi liberă, făceam și chef de ziua noastră și așa mai departe, pe măsură ce a trecut timpul așa, și medicina a evoluat, știi? La ora actuală, de exemplu, anul ăsta, și toată lumea se gândește că, știi? Da. Cel mai bine să punem mai multă bază pe prevenție, știi? Asta e evoluția medicinei acum. Băi, bun, avem tot felul de mijloace de investigare au apărut acum, informatice și așa mai departe, medicină extraordinară, începem să excludem doctorul. Ne e frică că ne exclus, știi? Da. Nu mai e nevoie de stetoscop, nu mai pui mâna pe bolnav. Acum sunt tot felul de mijloace de investigații moderne. Copilul meu care e doctor la Timișoara zice că la urgență vine bolnavul, nici nu pune mâna pe el și îl trimite la CT-ul, știi? Da, direct. Da. Nu mai iei cu stetoscopul zi 33, zi chestii de la ce făceam noi pe vremuri când am învățat medicină, știi? E, acum, cum să spun, și mijloacele de tratament sunt așa, au apărut astea alternative. Sunt multe chestii care sunt bune, sunt ca și demonstrate, sunt multe chestii care băieții vor să facă un leu. Care, am înțeles. Dar aici e o linie subțire. Deci eu sunt mare amator, dacă vreți, sunt tot felul de magnet pe mine. Știu că dumneavoastră aveți tot felul, da. Dar domnul doctor, pe dumneavoastră v-a ajutat? Cele mai multe, da. De exemplu, acum merg la ozonoterapie, da. Fac injecții în coloană și pe membre, acum pentru picioare, așa, fac perfuzii cu ozon, așa, și mă simt mai bine, mai luat medicamente. Foarte bine. Înțelegi? Deci, iată că sunt metode care... Sunt metode, dar, cum să spun, te duci, lumea știe, dacă ai încredere, te duci. Dacă n-ai încredere, te duci tot la doctor, știi? Mă înțeles. Deci asta e situația. Dar pe măsură ce trece timpul, ați văzut și voi că sunt tot mai... Bine, nu la noi. Dar domn doctor, dacă pe vremuri, cum spuneți dumneavoastră, în 83 sau înainte de anii 90,
o operație de, pe vremea, chiar am văzut zilele trecute, s-au prelevat organe la Deva. În momentul de față, cred că foarte puține organe sunt care nu se poate face transplant. Da, acum, vedeți, ți-am spus că am evoluat acum roboții aia, Da Vinci, care merg, intervenții, tot felul de intervenții se fac cu ei și mai departe, laparoscopic, nu te mai taie, nu mai... În vremea mea, când lucram eu doctor la Brad, era operam normal, se opera cicatrice, tăiai, intrai, scoteai, făceai, cu rezultate bune, știi? Da. Ei nu se întâmplau atâtea, acum, atâtea. Bine că nu se apărea pe la televizor, cum au s-a bășit un bolnav după operație, deja infecție nozocomială, știi? Da. Și de astea, nu mai. Dar a evoluat, e mult mai simplu acum, știi? Înainte făceam una, două operații, trei pe zi, acum fac ăștia până seara, lucrează în continuu, știi? Înțeles. Sunt tehnici foarte moderne, știi? Și acum, în două, trei zile, pleci acasă. A doua zi pleci, depinde de încă, mai ales dacă era laparoscopic, te duci acasă. Înțelegi? Înainte stăteai după operație... Stăteai 7 zile, 10 zile, scos de fire, ți-ai reluat tranzitul, dă-i cu dă-lea, du-l acolo, nu mai, fă-l. Nu mai, nu mai acum. Păi așa e foarte bine, bă. Dar ce sfat vă dau eu la toți, știi? Vă rog. Dacă ai vreo treabă, du-te la un spital mare, universitar, unde cu dotări, cu de-astea. La noi aici, ai o diaree, o de-astea. Mai ușor, așa. Mai ușor, așa. Mai ușor, știi? Deci pentru o investigație completă... Deci ar trebui toate spitalele, cel puțin în județe, spitalele județene să fie foarte bine dotate. CT, RMN, cu tot ce trebuie, cu roboți, cu, știi? Da. Și specialiști, știi? Și încă ceva, mergeți la doctorii tineri. Am înțeles. Am o încredere mare în doctorii tineri și e acum o schimbare de generație. La noi în județ o să vedeți că sunt o grămadă de doctori, n-ai auzit de ei, care au venit. Așa, sunt mulți care vor să rămână în centre universitare, dar sunt cei care au venit aici și care sunt buni. Domnul doctor, știți ce vreau să vă întreb? Dacă tot se merge pe prevenție, cât de important este? Cum dumneavoastră știți că românii nu prea, mai ales pe la țară, mai ușor cu prevenția. De câte ori trebuie să facem măcar o investigație pe an, gen analize? Deci, într-o țară civilizată, ca de exemplu Germania, da. Tu ai lucrat în Germania, nu? Da. Cei care sunt asigurați, au medic și mai departe, în funcție de vârstă, de grupe de vârstă, sunt programați la obligatoriu. La consultație profilactică. Înțelegi? Ceea ce la noi încă nu se întâmplă, știi? Și spune, deci până la 40 de ani mai puțin, dar după 40 de ani încep și bărbații, pentru colonoscopii, da. Tot felul de ăsta se face investigații, se depistezi, face un screening al cancerului de colon, știi? Da, da. Și alte, la femeie, și toată lumea trebuie să meargă, dacă nu te duci, nasol. Da, dar nu, ești obligat. Deci la noi n-apucă doctorii săracii să-și facă programare, fiindcă au și mulți pacienți, vine lumea e bolnavă, trebuie să te duci la doctorul de familie și acum, că vezi și eu, vreau să-mi iau bilet de la prietenul meu, doctorul meu de familie, pe mine, nu, mă sare, îi las, care mă ajută să-mi iau un bilet de trimitere, că am diabet, am, știi? Da. Atunci, dar e mult mai complicat. Va trebui să se, și la noi, să pună multă bază și să ne oblige, mă. Fiindcă așa putem depista și preveni niște boli. Dacă depistezi un cancer de colon din timp, poți să te duci, că te duci la o colonoscopie, îți găsește un polip, ți-l scoate, un pic de tratament și te duci acasă și ai scăpat. Ăla rămâne, factorii acolo iritativi sunt, se transformă, știi? Da. Și da. Mai departe. Dar se vede și femeile cu cele mai multe probleme, cancerul de sân. Care... Sau ovarian. Eu în fiecare seară o palpetă soția mea să... N-aibă cancer de sân. Mă îndoiază și știți. Păi știu să o palpe, știi? Mă vezi și când trebuie să mă duc, n-am știut la cine. N-ai știut la cine, vezi? Ai văzut? Da. Trebuie să unde să vin. Așa. Unde să vin. Dar așa, plus că sunt tot felul de investigații. Te duci la un control profilactic la ginecologie să vezi. Care da. Cum stai, știi? Înțelegi? Cancerul de col uterin este foarte... Iar noi din medicina preventivă, copilul de la naștere, în programul de vaccinare, care e rupt din soare, deci ce să vă spun, sunt tot felul de discuții, sunt tot felul... La vaccinarea e sfântă. Dom'le, vaccinarea e sfântă. Cu tot felul de povești de alea, că vrea ăla să reducă populația lumii prin vaccinare... Că te face că devii autist, că tot felul de probleme. Da, 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 m-au zis și eu. Băi, au fost niște... s-au întâmplat niște chestii, știi?
cel care vaccinează și răspunde de asta, doctorul de familie în primul rând, știi, că ei vaccinează, știi? Da. Stă de vorbă cu părinții, cu copilul, îl consultă și nu-l vaccinează decât dacă copilul este sănătos. Acum problemele apar în care... Există ca orice administrare de medicament, ăsta există un risc. Exact. Să faci o reacție adversă și așa mai departe. Și eu am făcut o dată o reacție adversă la un vaccin. Înțeleg. Dar m-am dus și m-am vaccinat în continuare. Înțelegi? Domn doctor, cât de important este, sau având în vedere că suntem în, cum spuneți dumneavoastră, într-o eră tehnologică foarte avansată și mai ales din punct de vedere media, cât de mult ne auto, cum se spune, tratăm de pe net? Că ați văzut că... Google, cel mai tare doctor. Cel mai tare doctor. Doctor Google. Adevărul că și eu mai intrucat în ceva, da, nu mai scrie pe acolo, știi? La mai caut. Dar cât la sută e adevărat? Că acum ceva adevărat este și acolo. Bă, gândește-te, în primul rând, toată lumea care are un calculator, un laptop, telefon, orice. Telefon de ăsta care știe să acceseze pe Facebook, ăsta știe să intre și pe Google, știi? Da. Că Google scrie acolo, scrapi, știi? Da. Pac, imediat îți apare, știi? Da. Adevărul că... Da. Acum, problema e nasoală. De ce? Pentru doctor, știi? Te duci la un doctor... Și asta e o chestie extraordinară, știi? Depinde cum te primește doctorul respectiv. Sunt doctori care nu au, sunt mai, e burnout ăsta, oboseala, stresul ăsta, da, da. Depresia medicului, știi? Dacă te așteaptă cu zâmbet, poftiți, vă rog, și așa mai departe, îi câștigi încrederea bolnavului, nu se mai uită la, da, dacă la nu, Google. Dacă te duci și nu i-ai zis, nu i-ai explicat, i-ai zis, i-ai scris ceva, se uită, pac, repede la Google. Cum mai ești afară în sala de așteptare? Pac, Google să vadă. Mi-a dat aia, mai oaie. Și caută și vrea și altul. Meargă la altul și mai departe, știi? Da. Deci e vorba că și noi suntem de vină medicii și personalul medical în general, știi? Da. Și plus de asta, cum spus, ce apare pe Facebook, pe toate astea, te împinge acolo, știi? Înțelegi? Da. Plus scandalurile care apar... Bun, am văzut de foarte multe, să știți că și eu urmăresc paginile astea și am văzut că multe spitale, mai ales clinici private, au anumiți doctori care îți răspund în timp online. De exemplu, dacă acum îmi caut o afecțiune și intru pe un anumit forum, omul îmi scrie, îi dau dureri în partea stângă, intercostal, nu știu ce. Și ăla scrie, ascuțit sau înțeapă sau... Și știi, și îți răspunde în timp real. Sunt anumite forumuri... Eu spun că, da. De exemplu, în Anglia... Da. Dacă te duci la doctor, la consultație, e cu laptopul în față, îi spui ce te doare, el scrie și îi spune ce ai. Ei nu pune mâna pe tine. Păi da, dar... Să vezi, că eu spun din sursă sigură și poate te sună băieți sau scriu băieți din care au fost în Anglia la doctor. Da. Înțelegi? Da. La noi vine, mă, totuși, te mai consultă. Bine, și la noi te duci, dăm un bilet de trimitere. Ial. Tu mă eram într-un oat în control undeva la un dispensar de ăsta și stăteam jos, știi? Și pac, doctorița ne explica nouă cu vaccinările și pac, intră înăuntru, dați-mi un bilet de trimitere. Sta să vedeți aia, doamnă, dă-i biletul ăsta, că știm și noi că suntem de aici, adică, știi? Bine, doamnă, știi? Adică domn doctor, avem o întrebare de la o telespectatoare care zice așa: bună dimineața, întreabă-l pe domn doctor, te rog, cum comentează ultima decizie a ministrului despre urgențe? Nu se mai primesc la urgență toate cazurile și nu ar trebui să avem implementat un program bine stabilit de prevenție, adică să facem un pachet de investigații? Pe vremea ministrului Niculescu a fost un asemenea exemplu. Așa ar fi obligați să facă investigații și oamenii care ar putea afla să se trateze din timp. Deci vreau să vă spun că cea mai mare nebunie care există în sănătate e la urgență. Am înțeles. Toată lumea merge la urgență. Dar asta peste tot în lume sau doar în România? Peste tot în lume, dar stai să spun de ce. Deci, băi, sunt niște afecțiuni care sunt considerate urgență. La noi, la un moment dat, chiar Arafat, dacă te duceai la urgență și la doctorul de acolo te trimitea la doctorul de familie pentru ce ai tu, înțelegi? Sunau ăia și venea cu elicopterul, dădea afară pe doctor, mă, știi? Da. Acum s-au gândit că nu e așa, știi? La un moment dat a apărut un ordin cu centre de permanență. A, da, apropo, astea de centrele astea de permanență. Astea ar trebui să fie extraordinare. E făcut de pe vremea lui Niculescu. De ce? Haide să
haide să mai luăm bolnavii de la urgență. De la urgență. Știi? Și, da, și atunci se sunce, e centru de permanență aici mai sus, da, aici, lângă... în câteva localități, că l-am autorizat pe ăstea, știi? Da. Ce se întâmplă? Adică sună bolnavul, înțelegi, trimite ambulanța, spuneau că chiar puteau să aibă ei mașină, dar să fie a lor și mai departe, da. Așa era pe vremuri, se cumpăraseră mașinile, după aia nu s-au mai împărțit. Și trebuie duci bolnavul la centru de permanență. Acolo sunt doctorii din toată zona respectivă și uite, dacă e caz de rezolvat acolo, doctorul respectiv, care e de gardă, îi dă un tratament bolnavului și ăla merge, începe tratamentul, merge la doctorul de familie, după mai departe. Dacă e urgență, caz, ajuns, îl trimite la spital. Am înțeles. Și atunci nu mai merge toată lumea nebunie la spital. Și sunt câțiva doctori acolo și vine... Toată lumea zice că el are cea mai mare urgență, știi? Acum, în ordinul ăsta, am văzut că normal că trebuie să stabilești o patologie care este urgență mare sau nu, știi? Dar să spun o chestie. Vrei să te duci la cardiologie? Spune-ți. Du-te. Am înțeles. Du-te. Da. Dă telefon. Și tu te simți rău. Da. Te duci și zice, bă, sunteți programat peste 3 săptămâni. Aoleu. Asta e situația. Păi nu da, poți să te duci. Și atunci am mai învățat pe ce faci, du-te bă la urgență, și dă că mă doare. Și atunci te bagă rapid. Și așa fac oamenii, bă, că încearcă să se programeze, știi? Da. În Anglia, doctorul de familie care e Dumnezeu acolo, da. Ăla vine, te duci la el, zice, stați un pic, dă telefon și îl programează. Mă grăbesc. Te duci la privat. La privat te duci. Plătești? Plătești. Și te bagă în față. Te bagă în Australia, nu. Te duci unde vrei tu. Toată sănătatea este a Ministerului Sănătății, a Guvernului, private, stat, nu știu tot. Ce, toate se demontează, nu trebuie să faci nimic. Dar la noi asta e situația, știi? Și de-aia e nebunie la urgență. Și domn doctor, tot o întrebare pentru dumneavoastră. Se mai sunt informații că doctorii încă mai iau cadouri, cu toate că salariile sunt ca în Occident. Domne, deci este acum, din 2016, da. Uniunea Europeană a făcut un regulament 37001, dacă vreți să-l trimit pe e-mail. Așa. E în engleză doar, știi? Da. Pentru implementarea unui program anti-mită. Da. Dacă ai văzut la televizor, Spitalul Funden a implementat și mai sunt spitalele la mari care au început, știi? Păi ne-am învățat pe o pacienți, deci eu, doctor, am dat și eu. Da. Fără operație, am dat. Și dumneavoastră ați dat. Am dat și eu. Cu toate că așteptam să zic că profesorul care m-a operat nu l-a nimic, știi? Da, dar... Băi, Ștefan, am fost colegi, știi? Da, da, nu. Mi-a dat două sticle de țuică și o tablă de sărină de la sucru. Da, dar alea nu se refuză, domnul doctor. Băi, erau luștea cu sucru, știi? Da. Dar am avut colegi care a luat de la mine. Am înțeles. Mai mare ca mine, colegul a luat. Asta e situația. La salariile care sunt, acum, spun, ăștia tineri, da. De exemplu, la clinică, la Cofiul meu, la Timișoara, nu iau. Păi aia tineri nu iau. Înțeles. Am trimis noi oameni acolo, la Timișoara, că da. Și au venit înapoi, ce domnul, nu au vrut să audă nimic, bă. Am înțeles. Nimic. Așa ar fi normal. Păi, așa ar fi normal. La cât am salariu acum, când mi-a venit prima dată salariul ăsta. Și am văzut să mor, era salariul pe 2 ani. Salariul pe 2 ani. Doamne, știi? Să mai fac și gărzi. Aolea. Să mai lucrez și la altă clinică. Păi cât? Fără număr. Nu poți să cheltui banii, mă. Deci rivalizează cu salariile de dincolo. Mă, deși, bă, e aproape, mă, dar e o creștere a salariului, nu știu câte ori mă gândește și tu. Pe cuvântul meu. Deci eu când am luat primul salariu, am și aici, da. Să-ți arăt. Da, nu veni să cred. Dar sunt salarii mai mari ca dincolo în anumite. Acum nu sunt de secții. Sunt ăștia. Deci copilul meu care e pe imagistică, are salariu, e mulțumit, e medic specialist, face și gărzi. Nu, l-a tot chemat să mai lucre și în altă parte, mai lucre la Regina Maria, dar nu mai sunt interesați, e mulțumit cu ce are, face tot ce ăsta și băia tânăr, știi? Da. Deci, practic, ceea ce spunea Dragos sau telespectatorul Ion Meteagna trecutului și a altor generații, deci, care mai iau, noi, băi, eu am fost șef la inspecție. Bă, la inspecție, în viața mea, la un moment dat, n-am dat un leu pe mâncare. N-am dat un leu pe mâncare. Am înțeles. Mâncare, de bani ăia, jucam la loto, cumpăream cadouri la femei și așa mai departe, știi? Bă, s-a schimbat vremea, nu știi? Mai. Înțelegi?
N-am mai început să ne vedem de treaba noastră. Am luat pormoneul la mine când m-am dus, știi? Ca să plătesc, știi? Păi da. Cum zicea domnul, nu știi? Ba, deci putem să ne schimbăm noi singur, știi, ideea și să noi în primul rând, dacă trebuie să-i refuz la început. Că dacă refuz pe un care îți dă, și ăia vorbesc între ei, că da. E tot așa, și că vorbesc între ei, păi cât trebuie să-i întreabă, cât îi dau, cât îi dau, cât îi dau, cât îi dau, da, da. Dar dacă te duci, vine unul, doi la tine și spune, bă, dar domn... du-te, nu, lasă-mă, am destul, da. Îmi zic mulți așa, sunt care zic, au început lumea, da, da, mai ales copiii ăștia tineri. Da. Că ăștia tineri, dacă ei se duc pe ce au învățat și cum ăstea, e nasol să nu învețe chestiile de la aia bătrâni, știi? Da, care... să nu învețe lucrurile rele. Da, de-aia zic. Și atunci, noi trebuie, deci bolnavul trebuie sfătuit să nu mai dea. Trebuie să refuzăm noi și după aia nu mai dă. Deci clar. Fiindcă sunt oameni amărâți, mă, care n-au de unde da, știi? Și care stau prin sări de așteptare și așa mai departe. Dar domnul doctor, referitor la asta, ați văzut în ultima vreme, doamna ministru face tot felul de control, chiar și azi noapte, inopinante, pe la tot felul de spitale da. Prin țară, pe care multe zice că le închide. Acum, eu nu zic că e un lucru rău, foarte bine să facă, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră altceva, și anume, cât de important sau cine este de vină că situația este așa cum este, adică devine, cum să vă zic, de vreme ce într-un spital arată bine și totul merge bine și la 10 km mai încolo e un spital care e mult mai mare, dar care e praf, devine este managerul sau toată lumea sau politic sau cine? De ce într-un loc se poate, în un anumit loc nu se poate? Ce melodie avea oia aia, bă? Money, money, money. Totul e... Păi da, domn doctor. Se duce la bani. Ascultă-mă. Vă rog. Deci tu gândește-te într-o țară civilizată și arată la televizor câteodată. Da. Deci în Massachusetts acolo... au făcut implozie spitalul ăla mare, l-au spart. Da. Bă, sunt spitale la noi din 1930 ceva, din 1980, ați văzut, știi? Da. Înțeleg? Da. Păi spitalul ăsta, aici, pediatria. Da. Spitalul ăsta, ori clădirea asta, ori faci muzeu, ori o spargi. Am înțeles. Deci... păi nu mai e ce face, sunt clădiri în care nu mai e ce face, mă. Deci, nu normal și aici, pe vremea PNL-ului, pot să zic, da, da, puteți. S-a făcut un proiect să se facă un spital nou. Da. S-a luat, făcut studiu de fezabilitate, avea și proiect acolo când mergi la Bârcea, știi? Da. Terenul ăla mare, frumos, făcea da. Spitalul și județean de urgență, nou, nou, urmă. Aia înseamnă civilizație. Da, spitalul de la acolo, zero. Păi ăla, ăla ce face ăsta? Da, da, da. Și ăstea sclădirile aici, ăstea trebuie să le dărâm, mă. Dărâm și să face altele, mă. Păi nu, noi nu le dărâm, mă. Luăm de pe ea, la tot ce... Și dai cu vopsea. Și varul și pui altul, știi? Dar nu, aia nu-i mai aici, nu-i ce trebuie. Deci la Giulești, la București, da, când da. Eram eu la specializare în 1988 la Institut la București, tot așa, bă, nu s-a vorbit atunci. O grămadă de nou născuți, au și murit. Și iară o infecție nosocomială. Ne-am dus acolo cu un doctor epidemiolog, bătrân, ce face? Am ras tot varul de pe pereți până la cărămiți și a făcut altul. Aia, clătirea aia trebuie spartă. Nu mai ține acolo. Tată, deci gândește acum 30 ceva de ani și acum e aceeași chestie să întâmplă. Dar ați văzut în Germania, la Köln și nu numai. N-au putut să curețe spitalul? Păi dărâmă pe spitalul. L-au dărâmat. N-ai ce face. N-ai ce face. Fiindcă ca să previi aceste infecții, aceste transmit, deci germenii ăștia din pereță, îți faci curățenie, deci infecție tot timpul. Nu se face tot timpul, mă. Da. Să încheiem într-o notă așa cu acțiunea maestră, și cu acțiunea MOV și să vă întrebăm ce părere aveți de doctori ăștia care au operat sub acoperire domnișoare în ultimele domn doctor, apropo, luni în România. Așa care n-aveau foaie. N-aveau foaie de doctor, dar mai doctor, puneau un silicon, o buză, dar o chestie. Dar interesant? Că n-a venit nimeni cu malpraxis de ăștia înapoi. Da. Dar ei operau în continuare. Dacă ți-a reușit, tu poți să faci, bă. Deci, ce-au făcut ei? Asta e situația. Deci, în primul rând, dacă am vrut să lucrez în Anglia, mi-am făcut toate formele alea da. Și mi-a zis, în ziua de cutare, veniți la Manchester, la Colegiul Medicilor, la interviu. Da. Stau de vorbă cu băieții, plătesc taxa la ei și mă scriu. Păi trebuie, la noi în țara asta, ca să lucrez ca doctor și ai terminat medicina, nu te angajează nimeni dacă nu te înscrii în colegiul medicilor, nu te bagi acolo. Corect. După aia ajungi să-ți iei parafă. Parafa ți-o iei după ce ai servici, bă.
Nu îți dă parafă așa. Ai servici, te duci și ții codul de parafă. Îți dai seama că băieții au luat bănuții acolo, acum eu sunt acolo, mititicul, asta e. Deci nu poți. Iar la voi, deci dacă inspecția își face treaba, sau, când te dă la autorizare, ca să autorizezi un centru medical de ăsta, te duci și pe lângă schițe și toate memorii, actele medicilor. Am înțeles. Trebuie acolo... să ceri original și faci tu copie. Original și faci tu copie, mă. Înțelegi? Da. Deci clar. Dar vin ăla cu... De unde era? Din Albania? Din unul era din Italia. Din Italia. Făcuse facultatea medicină unde, mă? Pe undeva? A, o zicea că pe undeva prin America. Nu știu, dar din Italia era el. El era... Italianul era asta de... Era la operații... ăsta era estetice. O țară de aia de unde, mă? Nu Albania, mă, zi. Aici nu e Sârbia. Muntenegru? Nu, mă, una de aia mică, tot de al lui Mohamed, ca și albanezii ceva. Ca de aia Armenia. Nu, mă. Nu, ca noi acolo. În fine, zice. Acolo la facultate, am înțeles, era ușor. Aia, cu... Vreau o diplomă, să fac și eu, că repede. Photoshop, except să da. Și domn doctor, încheiem cu acțiunea MOV. Băi, mai există? Așa mi-e de dor. Nu cred, bă. Adică probabil sunt... Pentru cei care nu știu, acțiunea MOV se cheamă Mielul, Oul și Vinul. Și care am inventat-o noi, știi? Pe vremea lui Ceaușescu am început, știi? Și mergea de la control, de la noi, mergea de la veterinar și de la poliție. Asta în perioada de Paștelor. Bine, s-o pensiona polițiștii prietenii mei de pe vremea aia, știi? Da. Și mergea peste tot în control și ne făcea rost de miel, de ouă și de vin. Da, veneau... Că mergea. Am și autentice toate. Autentice. Păi acolo, păi eram cu veterinarul ăla, știa, n-are scrapie, n-are... Așa e, era frumos. Acum, ultimul timp, eu nu mai lucrez de peste 10 ani la... Bă, de 10 ani nu mai lucrez la inspecție, știi? Și da, nu știu ce mai fac acum, dar înainte era MOV, era fain, știi? MOV. Acțiunea MOV. Asta noi am inventat-o. Da, da, mâncam liniștit mei, că știam că a fost controlul înainte. Și aia, și acum se duc. Nu, da. Se duc. Veterinarii se duc și verifică, dar nu mai merg cu noi, știi? Da, să știm că să cumpărăm liniștiți produse, că totul e verificat. Da. Deci mergeți, dacă aveți un cioban de încredere, te duci și ții de la el, de acolo stai și așa mai departe. Dacă nu, te duci și ei de la chestii autorizate, care știi că acolo a fost veterinarul și a făcut investigațiile care trebuie. Da. Tu știi ca și chestia cu porcul, cu trichineloza. Da. Domn doctor, mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mă bucur. A fost o plăcere din nou să fiți alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Bă, dacă mă mai chemați, mai vin. Normal. Da. Cam atât, doamnelor și domnilor, mulțumim mult domnului doctor, iar noi ne revedem mâine dimineață tot aici de la 7 la cea mai bună dimineață.